Breaking News, continuă atacurile hackerilor ruși. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a blocat mii de astfel de operațiuni ale grupării Killnet în acest sfârșit de săptămână. Experții IT ai STS spun că numărul acestor atacuri s-a dublat comparativ cu alte perioade. Au fost vizate site-urile mai multor instituții publice, bănci, hipermarketuri și site-ul antena3.ro a fost atacat de hackerii ruși într-o lovitură revendicată de aceeași rețea Killnet, cea care a atacat inclusiv site-ul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. În direct cu explicații acum colegul meu Radu Tudor, specialist analist militar. Bun găsit, Radu. Colegii noștri de la site au reușit să reziste acestor atacuri. La ce ne așteptăm? Pentru că vedem continuă. Bună ziua, Andreea, mulțumesc pentru invitație. Aș începe prin a-i felicita pe colegii noștri pentru faptul că site-ul Antena 3, spre deosebire de alte site-uri, nu a avut atât de mult de suferit, pentru că noi am mai avut parte de astfel de atacuri și am știut ce trebuie să facem în astfel de momente. Aș vrea să sistematizăm un pic această problemă pe care eu o consider extrem de serioasă. E o problemă de securitate națională. Încep să fie atacate site-urile unor instituții de stat. Încep să fie atacate site-urile unor spitale. Încep să fie atacate site-uri în care bazele de date ar putea să devină extrem de vulnerabile. Și cred că suntem într-un plin război informatic și cibernetic la adresa României. Cred că nu sunt foarte mulți care conștientizează care este dimensiunea acestui război declanșat împotriva României și ce avem noi de făcut în așa fel încât să ne putem proteja. Nu de alta, dar dacă se vor întâmpla lucruri și mai grave, și anticipez că dimensiunea atacurilor cibernetice la adresa României va crește, atunci când va fi prea târziu, o să începem să dăm vina unii pe alții și să ne întrebăm, dar de ce n-am făcut ce trebuie din timp? Da, Radu, în timp ce noi vorbim, tocmai a venit un nou comunicat al celor de la Directoratul Național pentru Securitatea Cibernetică și anunță aceștia că s-a diversificat modul în care acești hackeri de la gruparea Killnet acționează și transmit mesaje pe e-mail, WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger, Slack, pretinzând că sunt sursă sau persoană de încredere pentru a convinge victimele potențiale să divulge informații confidențiale. Și spun cei de la DNSC că ar trebui să avem cu toții foarte mare grijă și recomandă prudență în cazul în care se recepționează astfel de mesaje ce au caracteristici ca fiind solicitări urgente, inclusiv din partea autorităților. Deci vedem, se extinde acest tip de atac. Se extinde acest tip de atac și să știi, Andreea, că aceste lucruri pot afecta viața noastră obișnuită, viața noastră de zi cu zi. Nu e vorba doar de Guvernul României, de Banca Națională sau eu știu ce alte instituții care pentru cetățenii simpli pot părea undeva departe. Nu, e vorba de viața noastră personală. Dacă noi primim un SMS sau un mesaj pe WhatsApp de la un număr necunoscut și curiozitatea ne împinge să-l deschidem, în momentul acela ne-am infectat telefonul, ne-am infectat tableta, ne-am infectat calculatorul. Și de aici pot decurge consecințe extrem de neplăcute, până la accesarea conturilor bancare, a datelor de evidență personală, care pot fi folosite în cele mai neplăcute moduri cu putință. Și eu personal, având în vedere dimensiunea acestui atac și faptul că niciodată nu ne-am mai confruntat cu valul acesta atât de mare de atacuri, războiul cibernetic la adresa României impune o ordonanță de urgență din partea Guvernului României, prin care toate instituțiile de stat să fie obligate să aibă niște programe avizate și valide antivirus care să fie updatate la zi. Aceste atacuri cibernetice ale Rusiei sunt posibile pentru că sunt multe instituții de stat în România care au programe antivirus complet nestandardizate, complet, să spunem, vulnerabile în fața unor astfel de atacuri. Ba mai mult decât atât, avem inclusiv exemplul de la Primăria Capitalei, care a dorit să-și achiziționeze un program antivirus rusesc. Da. Ceea ce evident a însemna o chestiune periculoasă, dar exact. Cer Guvernului României să dea o ordonanță de urgență prin care toate instituțiile de stat
să își poată, să trebuiască să fie obligate să-și achiziționeze un program antivirus care să dintre facă cele față, recomandate da. De instituțiile statului, de Centrul Cyberint al SRI, de STS, de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, până când nu va fi prea târziu pentru noi. Mulțumesc, Radu Tudor. O să vedem și răspunsul autorităților, pentru că începând de vineri, vedem, țara noastră este atacată constant de acești